Datoriile de milioane de lei a fabricii de zahăr din Glodeni pot să lase orașul fără apă. Până în prezent, datoriile SRL-ului Macvest sunt 2 milioane de lei. Acești bani trebuie achitați Red Nordului pentru electricitate. Administrația Red Nord va asista distribuirea electricității agentului economic Macvest la 15 iulie, în cazul în care datoriile nu vor fi achitate. În cadrul ședinței serviciilor pentru situații excepționale organizată de președintele raionului Glodeni s-a discutat despre măsurile ce urmează să fie realizate pentru evitarea acestei probleme. În prezent, datoriile primăriei Glodeni față de SRL Macvest sunt aproximativ de 180.000 de lei. În legătură cu situația creată de la aprovizionarea orașului de acotare și depurarea apelor reziduale, se poate parveni o urmă de conectare de rețeaua electrică SRL Macvest. Primăria orașului Glodeni intervine către dumneavoastră cu rugămintea de a convoca în mod de urgență întrunire extraordinară a tuturor persoanelor cointeresate pentru soluționarea problemei stringente. Despre data și ora convocării rugăm să fim avizați. Cu respect, primarul orașului Glodeni, de la ONUț, executorii ONARA. Data de 15.07, SRL Macvest va deconecta Red Nord va deconecta rețeaua de lumină la SRL Macvest, în care vor urma să fie urmări de deconectare a apei potabile în oraș. Și am chemat de urgență în formatul Comisiei Interior, în care am ieșit de Gruzie, domnul am dat spre executare de a întări scrisoare către dumneavoastră și de a nu colgămit cu propunere de a face o comisie persoanele competente care putem funcționa problema, da. Aveți datorii la energie electrică față de Macvest? Aveți datorii plată pentru apă? Nu suntem datori nici cu nimic la SRL Macvest. Totul în ordine. Da, în privința noastră. Domnul Buțu, puteți confirma acest lucru? Da, na сегодняшний день у нас текущие долги 180 тысяч. Подписан контракт тройной между Макдвест, Red Nord и нами. И мы перечисляем деньги напрямую на Red Nord. Но, еще раз повторюсь, это текущий долг. Называйте референцию. Adică datoriile formate nu depind direct de necesitățile consumatorilor în teritoriu. Reprezentanții Red Nord afirmă că datoriile fabricii de zahăr față de ei sunt de 2.760.000 de lei. Distribuitorul de energie electrică i-a dat termen de achitare a datoriilor. Datoriile se mențin început din decembrie 2014 până la momentul actual, care constituie 2.766.000. Procedura 4 lei, 55 de bănuți. Da, exact așa, da. Cu cifre total așa. Chestia între ce e că problema asta este mai de mult, e cu barbă, cum se spune. Noi am avut vreo 6 printări de noi, am depus Macvest. Toată vremea s-au fost promisiuni că o să hotărască și până când situația așa rămâne cum este. Avem o scrisoare de garanție, nu știu dacă dumneavoastră o aveți, de unde Macvest ne promite că după 20-7-2015, în decurs de 7 zile calendaristice, problema s-a achitat, adică datoriile s-au fi achitate. Directorul general mi-a scris că se acceptă varianta asta, că pe data de 27, dacă se achită, problema s-a mână cu deconectarea și devine la normal. În cazul în care va fi sistată alimentarea orașului cu apă din râul Prut, orașul poate fi conectat la cele 3 sonde care livrează apă tehnică. Medicii avertizează că apa nu este bună pentru consum alimentar. Pentru oraș este pregătit și o alternativă, adică sunt pregătite 3 fântâni arteziene, că în caz de sistarea furnizării apei de la stația de tratare a apei de la fabrica de zahăr, adică sistema de apeducți fie reconectată la aceste fântâni arteziene, la sonde și să furnizeze apă din sondă. Apa din sondă poate fi folosită doar în scopuri menagere și tehnice, deoarece cunoaștem cu toții că ea este impurificată cu cantități excesive de fluor și amoniac, care dăunează grav sănătății, îndeosebi a sănătății copiilor. Și noi nu ar trebui să admitem acest lucru, deoarece avem așa o oportunitate pentru populație. Avem așa o stație de tratare a apei cu priza de alimentare din râul Prut, care este una dintre cele mai bune stații din nordul Republicii. Apa potabilă de calitate este una din principalele îndatoriri oricărui funcționar public care și-a luat responsabilitatea asupra lui. 2.
apă tehnică în sistem poate fi dată numai în stare de război. După cât cunosc eu, Republica Moldova nu s-a aflat în stare de asediu sau de război. Și asta trebuie să înțeleagă și primarul orașului Glodeni și patronul la fabrica de zahăr. 3. Administrația raionului va face tot posibilul ca lucrul ăsta să nu se întâmple, cât de greu n-ar fi de soluționat întrebările respective. Astăzi dimineața la ora 7:30 am avut o discuție telefonică cu patronul fabricii de zahăr, cu domnul Gheorghe Magdăl, și mi-a confirmat spusul domnului Pinteac, director interimar la filiala Glodeni Red Nord, și considerăm că mai avem vacanță minimum 2 săptămâni de zile ca să ne uităm în ochi unul la altul și pe urmă ca să ne putem uita în ochi cetățenilor. Show-urile electorale s-au terminat pe data de 28 iunie. Începe lucruri de rutină pentru fiecare persoană care și-a luat angajament față de cetățeni, față de legători. Menționăm că serviciile comunale Glodeni sunt obligate să anunțe populația despre trecere de la apă potabilă la apa tehnică. Autoritățile și-au asumat responsabilitatea să elucideze problema apărută.